Ia să vedem. 31 de la pagina 90. 31 de la pagina 90. Produsul A, 2N plus 1 numere întregi consecutive, este 0. Produsul A, 2N minus 1. Plus 1. 2N plus 1. Numere. Deci A1, A2, A, 2N plus 1. Da? Produsul A, 2N plus 1, așa mi-ai zis parcă. Produsul A, 2N plus 1, numere întregi, cred că. Întregi, da, scrie, da, la, da, mine. Întregi, da, scrie la mine. Ce scrie la mine? Întregi, întregi. Întregi, întregi consecutive este 0. Da. Aflați suma maximă și suma minimă a acestora. Frumoasă, da. Deci produsul acestora este 0. Când o înmulțire de numere este 0? Când e 0. Când a 1 e 0, a 2 e 0. Când unul din ei. Când, da, unul, dar nu, nu neapărat toți, da, să fie 0. Când unul din ei e 0. Deci neapărat unul din ei este 0. Suma maximă și suma minimă. Așa. Suma ligeră. A, aici e povestea. Păi zicem, dacă A1 este 0, da, luăm, da, nu? Da, da. Ținem cont că sunt și consecutive. Și consecutive. A2 este cât copii dacă A1 e 0? 1, 1. Întregi, zice. Da, 0, 1. Păi să, deci, le luăm și minus 1? Poate să fie chiar primul să fie 0, nu? Da. Deci, hai să zicem, dacă A1 ar fi 0, al doilea ar fi 1, că trebuie să fie consecutive. Al treilea ar fi 2. Al patrulea ar fi 3. Al patrulea ar fi 3. Și ultimul. Al a indice 2N plus 1. A? Da. A. 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 Da. A. Deci A1, primul element, dacă ar fi 0, al doilea ar fi 1, al treilea ar fi 2, al treilea, al patrulea ar fi 3, al 2N plus 1 ar fi 2N. Corect. Nu? Că e cu unitate mai în urmă. Mai mic, 2N. Mai mic. Da. În momentul ăsta, suma ies. Ies 1, pentru primul caz. Caz 1. Caz 1, da? Suma cât ar fi? Ar fi vorba de 0 plus 1, 0 plus 1 plus 2 plus puncte, puncte până la 2N. Cu cine este egal o sumă de așa asta? Cu 2N plus 0 plus 1. 2N lângă 2N plus 1 supra 2. Da? Ne amintim cum se făcea primă. Este 2N plus suma 1. Cunoscută. 2N plus 1 minus 1. 2N, pe lângă 2N plus 1, împărțit la 2. Așa. Primul plus ultimul, oricât sunt ei în total, da, sunt... La 2. Da, da, totul supra 2. Deci 2. 1 plus 2N, ori numărul lor total e 2N, împărțit la 2. 2 cu 2 se simplifică și face N pe lângă 2N plus 1. Este suma în cazul de față, da? Asta a fost o situație. Cazul vă mai 2. Puteți închipui un alt caz? Yes. Cazul 2, da. Cazul 2. Să începem cu primul termen, cât să fie acum? 1. Sau minus. Putem să începem cu 1, da? Deci A1 egal cu 1. A1 egal cu 1, A2 egal cu 2. 2. A3 egal cu 3. Puncte, dar produsul lor mai este 0? Păi... Asta, că unul din ei trebuie să fie 0. Nu uitați asta. Și ultimul, 0, 2, n plus 1 trebuie să fie 0. Putem începe cu minus 1 sau cu... Putem începe cu minus 1. Asta zic și eu. Deci neapărat cu minus 1, o altă variantă ar fi să începem cu minus 1, al doilea să fie 0. Corect. Al treilea să fie 1. Al treilea să fie 1. Al patrulea să fie 2. Așa mai departe, a indice 2N plus 1, al 2N plus 1 să fie? Cât? A 2N plus 1 să fie... 2N minus 1. Da. Adică... 2N minus 1, că pierd. 1 și 1, 2. Rămânem în urmă cu 2 acum. Observați? De la 1 la 3,
Da? 2 la 4 indicele, rămânem tot timpul în urmă cu două unități. Și acum, indicele 2n plus 1, valoarea este 2n minus 1. Da? Nu, nu ați înțeles aici. Atenție, copii. Dacă l-am plecat cu a 1 minus 1, eu trebuie să pun pe unul din ei 0, da? A 2 este 0. Al treilea este 1, al patrulea este 2, al cincilea va fi 3, al șaptelea va fi 5, al nouălea va fi 7, al douăzecilea va fi 18, al doienelea, al doienelea va fi 2n minus 2. 2, așa. Minus 2. Da. A 2, al 2n plus 1 va fi 2n minus 1. Da? 2n minus 1. Corect. Suma lor va fi mai mică sau mai mare? Mai mică. Va fi mai mică. Că am și pe minus 1, da? Care trage înapoi. Deci suma va fi care? Suma S va fi minus 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3, plus puncte, punctare, plus 2n minus 1. Deci minus 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2n minus 1. Asta o știu să o fac. Că știu să fac treaba asta. E 2n. Face, câți termeni sunt? 2n minus 1 termeni, da? 2n minus 1. E 2n. Și atunci vine primul plus ultimul. 1 plus 2n minus 1, ori cât sunt ei în total? Ori 2n minus 1. Ori 2n minus 1. 2n minus 1. Și împărțit totul la? 2. 2. Și minus 1 ăsta. Nu uităm de minus 1 ăsta care era uitat. E primul termen în care și-a dus și el contribuția. Și egal mai departe, Adi. Face... Păi, ia să vedem. Minus 1 și cu minus 1 fac 0. Da, adică 2n. Pe lângă 2n minus 1. Supra 2. Și minus 1 mai departe, da? 2 cu 2 se simplifică. Corect. Și rămâne 1 pe 2. Și face, nu mai este 2. N pe lângă 2n minus 1. N pe lângă 2n. N pe lângă 2n minus 1. Și minus 1, da? Asta este valoarea sumei. Dar nu trebuie să adică, dacă particularizăm pe n. Corect. Dar nu știm că e funcție de n suma. Că nu știm câți termeni sunt n, termen fiind o valoare aleatoare. Acum, ce sesizați? Asta vreau, eu insist foarte mult să sesizăm un lucru. Că neapărat trebuie să avem pe 0, unul din termen. Fii consecutiv. Și faptul că sunt consecutive. Suma este 0. Suma nu e 0. Produsul este 0. Produsul e 0. Da, suma nu e 0. Faptul că produsul este 0, există o sumă care e cea mai mare și una care e cea mai mică. Și una care e cea mai mică. Întrebarea este care este acea sumă cea mai mare cu putință? Cea mai mare. Și care este cea mai mică? Nu spune în modul, ci nu. Valoare ca ordinea numerilor pe ax, da? Dar spui că de cifre au? Păi nu. Cea mai mare, eu cred că este de la 0 la 2n plus 1. Sau cum chiar este? Prima care, prima am care făcut noi o, am făcut-o. Care am făcut-o. Și cea mai mică, 0 să fie ultimul termen. Și 0 să fie ultimul termen. Adică toate să fie negative. Negative, în rest. Corect. Da? Că observăm un lucru. Eu de ce am mișcat așa în varianta asta? Când a egal cu minus 1. Am văzut că suma acum s-a micșorat ca valoare. Corect. Și cu cât 0 va înainta și va împinge pe celălalt negativ, deci un alt caz de ar fi așa, a 1 să fie minus 2, al 2 să fie minus 1, al 3 să fie 0. Deci încep să apară faptul că sunt consecutive, neapărat trebuie să plec din 1 în 1. Și în condițiile astea, din ce în ce mai multe numere negative și ultima sumă, cea mai slabă, cea mai mică, va fi când 0 va fi chiar ultimul termen. Ultimul termen. Să scriem tare. Da? Fără număr.
Alo. Jani, sunt în lecții de matematică. Se pare greu asta? Mm-hmm. Da? De ce? Zim, repede. Da. Dacă erau, nu e în termeni, ci erau 5 termeni, cred că va fi fost... Excelent. Joi ajung la tine. Mai clar. Da. Joi... Păstărie e nu asta. Mersi mult. Salut. Salut. Joi dimineața, mă sun tu, n-am numărul tău. De fapt, nu le strâng acum, te sun eu. Bine? Bine, perfect. Mersi mult. Vreau să-mi memorez pe asta. Da, cum îl cheamă? Jean. De la Creva. Da, de la Creva, da. Insist. Cea mai mare sumă... În telefon sau pe cartelă? Pe cartelă punem. Cea mai mare sumă... Jean, da? Da. Cea mai mare sumă este asta, care am făcut-o în primul caz. Da? Și valoarea sumei este N pe lângă 2 N plus 1. N pe lângă 2 N plus 1. I-a speriat cu N-ul ăsta, dacă am putea lua un caz mai... Păi putea să nu vă... Că n-au înțeles. Că N e egal cu 7. Exact. Da? Deci pentru N e egal cu 7, adică am avea... Ca să înțelegeți. Am avea numai 7 termeni, da? Da. 7. Adică ar fi A1, A1, ori A2, ori A3, ori A4, ori A5, ori A6 și ori A7. Da? Corect. Deci produsul A7 numere este 0. Faptul că este 0 și numerele sunt consecutive, atenție. Ia să vedem cea mai mare sumă și cea mai mică. În cazul de față. Ar fi cu 7 la sfârșit. Deci, când A1 e cât? Când A1 e... Pentru cea mai mare sumă, Adi. Pentru 7. Cea mai mare. E 0, nu e 7. A1 să fie 0. Corect. Al doilea. De ce am nevoie de la 0, Adi? Pentru că produsul este 0. Și neapărat unul din ei trebuie să fie 0. Și atunci am plecat cu A1. A2 este 1. Al treilea este... A2. 2. Al patrulea... Este... Adina, este 3. Al cincilea... este 4, al 6-lea este 5 și al 7-lea, în condițiile astea, este 6. De la 0 la suma ies, va fi 1 plus 2, 3 plus 5, nu? Da. 0 nu are nicio importanță, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, da. Și face 1 cu 6, 7, primul plus ultimul, da. Ori cât sunt ei la un loc? Plus 6. Ori 6. Sunt la 2. Primul plus ultimul, ori când sunteți? Adică, 42 împărțit la 2. Mai 3, 3 ori 7, 21. 21. Suma e 21. Cea mai mare, da. Una din sume. Da. O altă variantă ar fi așa, ca A1 să fie egal cu minus 1. Corect. Al doilea să fie 0. Avem nevoie. Trebuie să iau consecutive. Da, și consecutive. Unul după altul. Al treilea să fie 1. Deci A1 egal cu minus 1. Al doilea să fie 0. Al treilea să fie 1. Al treilea să fie obligatoriu 1. Al patrulea să fie 2. Al cincilea, dar scrieți și voi, copii. Că dacă trebuie să vă uitați pe film. N-aveți altă soluție. Al cincilea să fie 3. Da. Al cincilea să fie 3. Al șaselea să fie 4. Și al șaptelea să fie 5. Și acum suma lor, în cazul de față, va fi minus 1 ăsta, plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, da? Corect, da. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Și este egal cu minus 1 plus 5. Primul plus ultimul. 15. 1 cu 5, 6. Oricât sunt ei, ori 5, nu? Da, da, da. 5 terme. Supra 2. Supra 2. Adică 3 ori 5. Minus 1 plus 15, da. Minus 1 plus 15 face 14. Da. Vedeți? Față de suma de 21, acum suma s-a mișorat. Deci foarte rapid s-a mișorat. Am mișcat în stânga. Că am pierdut pe acest minus 1 care balansează foarte mult.
Și credeți voi că cea mai mică sumă care? Cum ar putea fi scrisă în numărul? Cu 0 la sfârșit. Și primul număr cât să fie? Cu 7. E 7. Nu poate să fie așa. Nu poate să fie 7. 5, 6. Minus 7. Păi nu, bă, tot când înapoi, Adi. Minus 2, minus 3. Minus 6, copii. Asta nu și eu. Deci să fie 0, ultimul, da? Hai să vedem. A 1 să fie egal cu minus 6. Al doilea să fie egal cu minus 5. Al treilea să fie egal cu minus 4. Al patrulea să fie egal cu minus 3. Al cincilea să fie egal cu minus 2. Al șaselea egal cu minus 1. Și al șaptelea este 0. Ia să vedem suma în cazul ăsta. Al șaptelea este 0. În cazul acesta, produsul este tot 0. Corect. Da. Corect. Și suma? Iar suma S va fi egal cu? Minus 6 plus minus 5. Adică adunăm pe, ca și cum ar fi cu minus, da, minus cu 6, 7, oricât sunt ei pe 2. Da. 7. 15 plus 6. Păi de ce 15? Pentru că 1 cu... Până aici era 15, da, și cu 6, 21. 21, tot 21. 21, dar e minus 21. Minus 21. Da? Suma este minus 21, copii, pentru că ăștia cu minus, da? Corect. Deci cea mai mare sumă este 21 și cea mai mică minus 21. În cazul nostru. În cazul nostru, asta. Cea mai mare este... Cea care am pornit aici. N lângă 2, N plus 1. N plus 1. Și cea mai mică, minus N pe lângă 2, N plus 1. Cum ne-a dat aici, Adi? După model. Cum ne-a dat aici 21. Păi așa am simțit. Păi, ori de câte ori suntem puși în situația de a găsi un răspuns general, cel mai bine este să plecăm de la particular. Că voi ați reclamat următorul lucru. N-am înțeles cu ienul ăsta, ne-am dat peste mână. Și atunci am la propunerea Mihaela, am gândit să fac repede un caz particular. Dar știți ce? Am avut șanse că ar ridica problema. Dar voi de ce nu vineți spune? Stați o secundă, că nu vedem aici, nu înțelegem. Și atunci eu imediat trebuie să cobor ștacheta și să fac la un nivel mai jos, adică să văd cu un model, cu un caz particular. Și din particular să generalizăm. Că autorul a ridicat ștacheta și a spus cele 2 n minus 1 numere, nu știu ce, nu știu cum. 2 n plus 1 numere. Și din cele 2 n plus 1, 1 este 0 tot timpul. Da. Și de aceea suma care o obținem este n pe lângă 2 n plus 1. Da? Cea mai mare. N pe lângă 2 n plus 1, cea mai mare sumă. Și atunci, plimbându-l, băgându-l pe 0, tocmai la sfârșit, și toate celelalte negative, e clar că este minus n pe lângă 2 n plus 1. Corect. Da? Deci, la răspunsul la întrebarea, la problema și asta, ar fi așa. Is min, valoarea cea mai mică, S min egal cu minus n pe lângă 2n plus 1 și S max, suma maximă este n pe lângă 2n plus 1. Da? Da. S min și S max, iată cele două valori găsite. Te mai gata. Bun. Hai să mai lucrăm exerciții din astea de 3 stele, domn profesor? Da, 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 3 stele. Determinați cifrele X și Y, 29. 29 de la pagina 90. Determinați cifrele X și Y știind că... Cifre, pensezi, da? Da, cifrele X și Y știind că... Determinați X, Y, cifre. Știind că... 29. Știm că 2, 3, x cu da. Barat, ori 2, 3, 3 și x barat, adică ori, în felul ăsta, numărul da. Din 3, 2, 3, x, ori, ori minus 5, y barat, minus 5, y barat, egal cu minus 13.035. 13.035. De ce ridici mâna, Adi, știi? Da. Hai, zi!
Zi-mă, da! Deci numărul trebuie să termină cu 5. Și în loc de X puteți să punem 1 și în loc de Y 5. Și puteți face și invers. După aia, în loc de X să punem 3 și în loc de Y să punem... Nu, de fapt, în loc de X să punem 5. El gândește așa, haideți să vedeți ce face șmecherul. Zice, cât ori cât să facă cu 5 la 5? 1 ori 5. Dar și 5 ori 5 nu merge? Da. Deci poți să fii și 5 ori 5. Da. Și luăm cazurile astea. Dar 7 ori 5? 7 ori 5? Dar 9 ori 5. Dar 9 ori 5. Deci, de la 1 până la 9. Da. Deci am avea așa. X aparține din mulțime valorilor. 1, 2, 3, 4. Ia să vedem 2. Se poate? Nu. Da, 2 cu 5 nu merge. Nu merge. 2 cu 5 fac 10, nu merge. Cu 3 merge. Da. Cu... Fără 4. Cu 5. Da. Cu 7. Cu 9. Și gata. Și da. Și Y-ul în timpul ăsta să fie tot timpul cap de afiș 5. Da? Da. Că 5 ori 1, 5, 5 ori 3, 15, 5 ori 5, 25, 5 ori 7. Dar și invers. Da, mă, și da, invers. Și invers. Sigur că da. Și acum luăm cazurile. Nu, dar Y nu am pus. Uite-l pe Y, că e 5. Y-ul e 5. Da. Deci Y rămâne 5 tot timpul. Da. Și acum luăm cazul așa. Da, produsul ăla trebuie să dea... Asta. Acum controlăm. Acum controlăm. Da. Corect. Acum facem 230 și 1. Și 1, da, ori minus 55. Și vedem dacă merge. Da, deci, nu merge. Mergem. Y egal cu 5 ade. Adică numărul e vorba de 231. Deci zicem așa, X egal cu 1. Y egal cu 5. Primul caz. X egal cu 5. Da? Și avem așa 231 ori minus 55. Ori 55, adică minusul e băgat în față. Da. Deci, minus trebuie să dea. Ce corect. Da. Atunci minus 12.705. Și nu e luat. Nu e bun. Deci, nu acum hai să luăm cu 3. Cu 3. Deci X-ul e egal cu 3. 3. X egal cu 5. Cu 5. 3 și 233 ori minus 55 egal cu 233 ori 55 12.815. Nu e bun. Să luăm cu 5. X egal cu 5. X egal cu 5. Cât? 12.925 ori 55. Da, 12.925. Nu e bun. 237 ori 55. X egal cu 7. Y egal cu 5. Da. Dar 13.035. Ah, deci la exemplu... 13.035. Asta e! Să știți produsul care vi l-am spus eu atunci, era de la exercițiul ăsta, nu era... Dar acolo scria 30 și... Așa. Nici n-avea cum. Și nu, da, da. X egal cu 7, Y egal cu 5. Deci, copii, acum, dacă mai continuăm și vor fi mai mari. Ați văzut, am venit de ușor, a crescut și la momentul care am văzut, ne-am oprit. Bun. Dacă schimbăm acum, adică să mergem cu cine? Cu X-ul 5 și X-ul 5 și Y-ul să ia toate valorile astea. X-ul egal cu 5, adică iar Y-ul să aparține mulțimii valorilor, adică 1, 3, 5, 7, 53. 9. 53. 51. Da. Deci ar fi 235 și mulțit cu 11.985. Cu 51, da? Da. 235 ori 53 ori 59, eu cred. Ia. Nu e prea mare ori 59. Prea mare. Ori 57. 235 ori 57. Prea mare. Cu 12.255 ori 55. Prea mic. Cu 5-6. Nu merge. Nicio variantă. Deci asta, după ce am exclus asta, atunci rămân numai pe varianta aceea de înainte. Deci nu mai merg X egal cu 7 și Y egal cu... X egal cu 7. Unică soluție, da? Exact. Dar trebuia să le eliminăm prin acest joc. Deci nu
Da. Nici una din variantele anterioare nu merge. Probabil că mai și selectam o parteneră, dar am făcut-o repede cu calculatorul și alte probleme. Da. Tot de trei stele, da? Da. Câte numere întregi de trei cifre în baza 10 împărțite simultan la 20, 50 și 70 dau același rest? Adi, hai să ne concentrăm. Haideți, că și mie mi-e interesat. Deci câte numere? Să mă mai repet, dar nu contează. Câte numere întregi de trei cifre ABC, ABC în baza 10, da, împărțite simultan la 20, 50 și 70, dau același rest? Deci, ABC împărțit la... E problema a 32, copii. Împărțit la 20... La 20, la 50... Deci, să fie egal cu 20 ori câtul C1 plus restul... Plus restul. Eu eram puțin cu rest. În clasa a... 4. Nu, a 3. A 3. A 3 am învățat aria. Da? Te-o am împărțit cu rest. Da. Îți dă câtul împărțitorul, nu? De împărțit egal cu... Împărțitorul cât plus restul. Restul. Corect. Da. Și în clasa a 5-a s-a repetat foarte mult de la împărțit cu rest. Da, a 3-a s-a făcut. Da. Deci, când... la 20, la 50 și la 70. ABC, da, același număr, să fie egal cu 50 ori C2. C2 al cât plus, același rest. Plus același rest. Da. Și ABC egal cu 70 ori câtul 3 ABC plus același rest. Egal cu 70 ori câtul C3 plus același rest. Da, nu. Câte ABC trebuie să se divide simultan la 20, 50 și 70. Băi, tu le-ai făcut acasă. Știi cu tine. Știi. Lasă. Gândiți. Gândiți. Lasă. Să observăm. Ia să vedem. Faptul că dă la același rest, adică să luăm așa. Să luăm restul de aici, egal cu restul ăsta. Adică, hai să le scădem. Restul cât poate să fie maxim? Restul nu are voie să fie mai mare decât împărțitorul. Cel mai mare rest aici 19. Este 19, da? Că e același peste da. Ia să vedem cum... Păi 20. 50, la 25. Nu e același număr? E același număr, nu? Da. Același număr, da. Bun. Păi, hai să zicem așa. Dacă e același număr, o dați, zicem, 20C1 plus rest egal cu 50C2 plus restul, nu? Corect. Deci, dai, din primele două, alegi și așa. Că 20C1 plus iar, egal cu 50C2 plus iar, și egal cu 70, hai să mergem până la 70C3 plus iar. Domn profesor, câte numere întregi de trei cifre? De același oare? Câte numere întregi de trei cifre? Păi noi trebuie să găsim pe ABC. ABC, nu? Da. Câte numere? Numărul să găsim. Păi. Variantele. A. Copii, putem scădea un rest minus iar peste tot. Da. Și ar apare egalitatea. 20C1 egal cu 50C2 egal cu 70C3. Deci 20C1 egal cu 50C2 egal cu 70C3. Câte numere întregi? Mă gândesc la cele negative. Deci povestea de aia e dată aici. Dar avem posibilitatea putem să... Putem să împărțim la 10? Cum? Putem să împărțim la 10? Am fost. Sigur că da. Putem împărți la 10 peste tot. Apare ce? 2C1 egal cu 5C2 și egal cu 7C3. Avem o relație între C1, C2 și C3. Păi ce numere? 2 ori cât egal cu 5 ori cât egal cu 7? Aici. De 3 cifre? Nu, 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 nu. Deocamdată noi avem aici câturile acestea pot să fie de două cifre. Păi. Ia să vedem de două cifre. Că 20 ori 10 va face de ordinul sutelor. Ori 20
Putem să ne dăm seama cam la cât putem urca cu câtul împărțirii? Păi, C1 ar trebui să fie egal cu 5 ori 7. C1 cu 5 ori 7, C2 cu 2 ori 7 și C3 cu 2 ori 5. Deci, Miruna, noi avem egalitatea asta. Tu propui să... C1 egal cu 5 ori 7. C1 egal cu... 5 ori 7. 5 ori 7. C2 egal cu 2 ori 7. C2 se facă 2 ori 7. Iar C3 egal cu 2 ori 5. 2 ori 5. De ce te-ai dus așa? Pentru ca să avem 2 ori 5 ori 7 și apoi 5 ori 2 ori 7 și apoi 7 ori 5 ori 2. Și ar fi egal. Da. De fapt, tu ai făcut o șmecherie și nu ne spui. Știți ce a făcut? Nu, eu nu m-am prins. Ea mi-am prins. Gândește așa. Deci C1 supra 1 ori 2, 1 pe 2. Da. Că-i 2 C1, da. 2 C1, da. Egal cu C2, C2 supra 1 pe 5. 1 pe 5. Și egal cu C3 supra 1 pe 7. Și egal cu, într-o șir de rapoarte, suma numărătorilor pe suma numitorii, egal cu fiecare din ele. Da. Egal cu C1 plus C2 plus C3 supra 1 pe 2 plus 1 pe 5 plus 1 pe 7. Și ca să aducă la același numitor. Da. Așa, ca să duc același numitor, noi am amplificat. Ai amplificat aici la fiecare și ai făcut aceeași gând. Dar ea vede mult mai rapid și spune așa. Dacă la C1 ar zice 5 ori 7, da, ar pare 2 ori 5 ori 7. Corect. Dacă la C2 ar scrie 2 ceilalți 2, da, adică cine? 2 ori 7, ar face 2 ori 5 ori 7. Da. Și ar fi egalitate. Da. Deci tu, practic, îmi spui că C1 trebuie să arate așa, C2 trebuie să arate așa, C3 trebuie să arate așa. Da. Posibil și cu un multiplu, cu un P înmulțite toate. Adică poți să urci 5 ori 7 ori un P, 2 ori 7 ori un P, ca și mai mulți egalitatea asta cu un P peste tot. Deci, o idee foarte clară, foarte puternică, valoroasă ta acum, este așa. Să spui că C1 este 35 ori P, ori un K, eventual ori un P, C2 egal cu 14 ori P. Și C3 egal cu 10 P. P-ul ăsta poți să-l înlocuiești aici și îți dai seama cât poate să fie P ca să nu depășească capacitatea unui număr de 3 cifre. Hai să-l înlocuim. Da. Deci, Adina, eu ne urmărit aici. Și noi vă urmărit și voi ceilalți ați rămas în urmă. Da? Iau din nou. Egalitatea asta de aici, am dus-o aici, e bine, Adi? De fapt, de ce mi-am permis eu să scriu egalitatea asta? Pentru că ABC, ABC are exprimarea 20 C1 plus R, 50 C2 plus R și 70 C3 plus R. Nu, teorema părții cu rest. Corect. Și atunci înseamnă că egalitatea vine 20 C1 plus R, care e ăsta, egal cu 50 C2 plus R, care este același număr. Și egal cu 70 C3 plus R. Și cum un R l-am avut peste tot agățat, am renunțat la el, am scăzut el peste tot și mi-a ieșit așa ceva. Am împărțit la 10 și s-a așezat așa. Și atunci Miruna vede următorul lucru. Ca să fie egalitatea, minimele valori pe care poate să le prindă C1, C2 și C3 sunt pentru C1, C2, 5 ori 7, da, 2 ori 5 ori 7 îți dă foarte bine, pentru C2, 2 ori 7, C3, 2 ori 5, și eu am spus să mulțesc și cu un P. Că dacă am un P la fiecare, înseamnă că 5 ori 7 s-a mulțit cu un P, 2 ori 7 mulțit cu un P, deci ea a găsit variantele câtului cele mai mici cu putință. Da?
Și acum eu l-am încorporat. Acest P. Vreau să înțelegeți bine. Cum am amplificat cu 10, pot să am simplificat cu 10, pot să amplific cu P-ul acela. Corect. Da? Da. Și vine ori P, ori P, ori P. Dar C1 este 5 ori 7 ori P. Da. C2 este 2 ori 7 ori P. Și C3 2 ori 5 ori P. Și iată pe C1, C2 și C3. Cu P-ul luând diverse valori, P aparținând P-ul dintr un număr din Z. Sigur că da, numai din Z, nu fracții. Ca să rămână... Nu, dar nu din N. Nu din N, dar noi lucrăm ca și cum ar fi în N și până schimbăm tot. Corect. Da? Mergem în N deocamdată. Și o să revin imediat. Ei, acum, în clipa în care am aici 20 ori 35... Egal cu 700 pe... 700 P, da? Da. 700 P. Dacă P-ul este 2, 700 ori 2 fac 1400 de procente capacitate. Deci pe 1. Deci P-ul trebuie să fie 1. Obligatoriu. Da. Și dacă P-ul este 1, atunci merită să nu mai pun. Corect. Că dacă e 1, ca și cum mulțiți cu 1, n-ar avea nicio rost. Da. Și atunci, în clipa asta, ABC arată așa. ABC arată 700 plus R. Deci, ABC, ABC, egal cu 700, plus R. Unde e R? E mai mic decât 19. Parcă așa am stabilit împreună. Că restul nu putea să fie mai un... Normal. Peste și 20. Și acum are dreptate. Manix e egal, domn profesor. Restul mai mic egal decât... nu. Egal poate să fie. Da. Mai mic egal decât 19. Deci restul aparține... Este un număr și egal cu 0, poate fi și 0. Da, și da. Deci restul aparține de la 0, 1, 2, până la 19. Da. Deci ABC poate fi, nu? Da. 700. Deci ABC poate să fie ABC, poate să fie egal cu 700, da? 701, poate fi. Apoi 701, 702, da? ABC aparține mulțimii numerelor, hai să zicem. Dar nu trebuie în baza 10? Păi toate sunt în baza 10. Toate sunt în baza 10? Noi lucrăm în baza 10, nu în baza 2 sau în baza 3 sau baza... Deci în baza 10. Faptul că lucrăm cu cifrele 0, 1, 2 până la 9, suntem în baza 10. Da. El a insistat pe chestia asta. De parcă am lucrat și într-o altă bază în școală. Să merge undeva parte pe clasa a 5-a, să face și baza 2, acolo cu puterea lui 2. Am mai gândit și baza 10, puterea lui 10. Așa. Deci ABC este, aparține mulțimii valorilor 700, adică 700 odată. 701. 719. Ei bine, dragilor, mai se poate întâmpla ca acestea să fie și numere negative, ABC-ul ăsta. Bun. Și când ai zis în Z. Corect. O zis întregi. Minus 700. Poate pune acum minus 700, minus 700, minus 700. Câte numere negative? Atenție, Vira, mai poate amare. Plus cu minus. Urmăiți-mă. Deci. Întregi, da. Dacă l-aș lua pe 701, este scris ca fiind 20 adi ori 35 plus 1. Da. 700 este 20 ori 35 plus 1. Uh-huh. Înmulțim cu minus 1 toată egalitatea. Pentru că noi dorim, îndată, la mulțirea cu minus 1, să facem aici minus, da? Corect. Minus 701. Deci minus 701 egal cu minus egal cu 20 ori minus 35, dragilor. Pe 1 din el îl punem cu minus. Dacă îl punem și pe minus cu minus, nu. Că împărțirea trebuia să facă la 20. Autorul mi-a spus la 20 să facem împărțirea. Corect. Nu la minus 20. Corect, da. Și atunci eu pun minusul obligatoriu la minus 35. Da.
Așa, minus 1. Nu îmi place cu restul negativ. Vreau restul pozitiv. Atunci, nu, n-am voie. Păi am mulțit cu minus 1, Adi, n-am voie să fac altă. Și atunci, adun și scade un împărțitor. Egal mai departe cu 20 ori minus 35 plus 20 minus 20 minus 1 și egal cu? Păi plus cu plus și minus se reduc. Da, se reduc, dar nu fac eu asta, că nu sunt acum chiar adormit. Chiar prezent în lecții. Păi cum se... Dacă e plus... Păi da, 20 minus 20 am adăugat eu, dar nu-i adun exact, ca să reduc. Păi normal. Fac că bună dimineața, Ion e prezent la școală. Da, la clasă. Nu, Adi. 20 minus 1 face 19 și pe minus 20 ăsta îl bag aici. Și scot pe 20 în factor și zic 20 pe lângă minus 35 minus 1. Deci scot pe 20. Că pe minus 20 pot scrie minus 1 ori 20. Și fac, îl bag aici și egal cu minus 35 minus 1 plus 19. Plus 19. Și iată că l-am scris pe minus 701 ca fiind 20 ori minus 36 plus 19. Minus 701 este un număr care împărțit la 20 îmi dă un cât, câtul e minus 36 și restul este 19. Deci restul nu este ca înainte 1, când era cu plus, ci este, el a fost, când mi-a dat restul 1? Când a fost 701. Dar ducându-mă eu spre minus 701, a trebuit să mulțesc egalitatea asta cu minus 1 și restul a apărut negativ și n-am voie să iau restul negativ, restul este un număr mai mare egal decât 0 și mai mic decât, mai mic egal decât 19, corect matematic scris, strict mai mic decât 20 decât împărțitorul. Și atunci se înțelege că în cazul de față 19 poate să fie maximul valoare. În final, numerele pe care le socot sunt aceste 700, 701, 719 și cele negative. Însă eu am vrut să vă arăt că în condițiile în care luăm pe minus 700 sau minus 701 sau minus 702, trebuie să gândiți că se modifică câtul din ceea ce era mai înainte 35, câtul, acum devine minus 36, câtul împărțirii. Corect. Da? Da. Și restul 19, nu mai este restul 1, ci este complementarul până la 20. 19. Corect. Ăsta e jocul foarte interesant pentru momentul acesta când îmi permis să spun că ABC, aparține mulțimii valorilor, în final, ca să încheiem da. Minus 719, minus 718, și așa mai departe, 700, minus 701 este exact, 701, apoi 701, până la 719. Toate variantele, că așa mi-a spus, să găsiți toate variantele de 3. La minus 719. Păi da. Deci nu e bine? Ba da, așa o scrie și ea. Așa am pus 719. Deci de la minus 719 până la 719, inclusiv cu 700, câte numere de acestea am găsit? Le puteți vedea și voi. Sunt 19 de 2 ori 38 și cu 700, 39 de 39. Autora să ți găsiți toate variantele. Toate variantele de 3 cifre care împărțite la 20, 50, 70 dau același rest. Eu cred că ideea pe care a avut-o Miruna a fost excepțională.
Da? Excepțională, da, pentru că ea prinde acolo egalitatea și spune ce variante să iau ce 1, ce 2 și ce 3. Și atunci am mai pulsat pe ideea ta, am mai pulsat și am zis multiplu de P și P-ul acela 35 ori P, 14 ori P, 10 ori P, dar dacă zic P-ul 2, sare. Da, la mulțire de 20 ori 35 ori 2, sare de valoarea. Și altă soluție era? Dacă nu vedeai pe asta? Nu. Ideea e foarte tare, foarte frumoasă. De aceea, trebuie exersat. Deci, ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun un lucru. Că ușor, ușor, Miruna, numai lucrând vine ideile. Deci, numai trăgând foarte tare în fiecare minute și să capeți încredere. Și la fel, fiecare dintre voi. Dar dacă ai părăsit Hades, dacă m-ai părăsit când timp ce ai plecat, nu ai nicio șansă. Ori dacă te-ai prins în egheșițul, stai acolo sugativă pe el și trai și te înfingi în el, sigur că se știe. Da? Deci trebuie să apară momentele cele care să spune răspunsurile, să nu mai fie o întâmplare, ci să fie rodul gândirii. Atunci e satisfacție extraordinară mare. Da. Ne oprim aici. La revedere, vă mulțumim că ne-ați urmărit pe Prof Online. Vă dorim o seară plăcută. Nu uitați de like și share. Așa este, măi. Așa este.